Evanghelia este mai tare decât o predică, prin faptul că ceea ce scrie în conținutul predicii este, de fapt, viața noastră de zi cu zi. Și o să ne uităm ca idee, să vedem ce simplă este ortodoxia dacă vrei să te mântuiești. Precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. După proverbul popular, rău faci, rău găsești. Bine faci, bine găsești. Părintele Paisiolaru spunea așa, fă binele și aruncă-l în drum, că Dumnezeu știe când trebuie să-ți plătească. Iar psalmistul David spune așa, ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului. Caută pacea și urmează pe ea. În momentul când facem rău, găsim rău. În momentul când îl supărăm pe Dumnezeu și ne pierdem din atributele divine cu care am fost înzestrați la botez, pierdem și legătura cu El și totodată lumina Duhului Sfânt. Acesta e semnul răului, plecarea Duhului Sfânt din viața noastră. Și unde nu e Duhul Sfânt, nu găsim lumină. Spune mai departe că nu puteți să iubiți numai pe cei ce vă iubesc sau să faceți bine celor ce vă fac bine. Adică ne întoarcem unii la alții binele. Asta este creștinism de catifea. Să poți să faci bine și unui păgân, și unui creștin, și unui străin, și unui de alt neam. Deci nu putem spune că în momentul în care am întâlnit un caz, noi facem teologie. Era odată o istorioară scurtă și spunea că un preot din întâmplare își cumpărase o bucățică de teren și avea casa chiar lângă o curbă deosebit de periculoasă. La capătul acelei curbe era un fel de vad mare, rupă, cu apă adâncă. Și care nu erau atenți sau erau sub forma de ebrietate, când veneau cu viteză, nu mai vedeau curba și intrau direct în apă. Când se întâmpla să fie preotul pe acasă, asta morala, ca să vedeți ce înseamnă binele sau cum înțelegem noi binele. Preotul auzea câteodată, ajutor, 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 și s-a dus odată și a întrebat, ce-i mai cu tine, am picat apă, ce religie ai? Catolic, nu mă interesează. Și s-a întors la ale lui. Altă dată s-a întâmplat tot așa să cadă cineva. Băi, ce ai pățit acolo? Păi zice, am picat apă. Ajutor, ajutor. Ce religie ai? Protestant. Nu mă interesează. Și a mai fost. Și islamic, și evreu, și ce mai era. Ca să vedeți că răutatea și comoditatea din om de a face binele, că transpiri când faci binele, a mers până la ce într-o zi a picat și unul normal. Ajutor, ajutor, ajutor. Și s-a întâmplat, m-am picat apă. Ce religie ai? Ortodox. Stai să mă duc la episcop să văd dacă am binecuvântare. Deci ați înțeles? Ne îngrădim atât de mult cu legea și ne îngrădim atât de mult cu blagoslovenia, cum le aud și eu pe Doamne deseori. Părinte, am blagoslovenie să citesc un acatist? Nu, ai blagoslovenie să trâncănești, să bârfești. Părinte, am blagoslovenie să citesc la psaltire? Fără blagoslovenie nu-i păcat? Dacă trâncănești și flencăiești fără blagoslovenie, nu-i păcat? Când vorbești de rău, când clevetești, când urăști, când dușmănești? Deci așa trebuie să înțelegeți legea lui Dumnezeu. Că binele nu are timp, moment, clipă și întrebare. A picat omul apă, îi dai mâna. A sărit în foc, îl scoți. Are un necaz, îl scoți, îi sete, îi dai să bea, îi foame, îi dai să mănânce, are un necaz, îl sprijini. Mai departe e treaba lui. Starea sufletească, starea de conștiință, starea de caracter, starea spirituală, nu-i treaba noastră. Deci noi nu analizăm omul din punct de vedere al ceea ce este el. Pentru că dacă ar fi să vă iau așa, aș face o glumă astăzi răutăcioasă. De ce consumăm toți cafea? Că doar nu crește într-o țară ortodoxă. E de la babuinii, din alte țări, din astea străine, care ce se e acolo, metiși, hinduși, ce au ei, vudu și alte, cresc în
tropicalele astea, unde nu e ortodoxie. De ce mâncăm noi și consumăm cafea noi ortodoxi de pe mâna unor oameni care nu sunt creștini? Dar de ce ne îngrămădim la banane? De ce ne îngrămădim, la fistic și la fructele exotice, că doar nu cresc în țările ortodoxe? Sau când ne interesează-i voie și când ne interesează nu-i voie. Deci, religia nu este în materie de interes. Credința este o stare sufletească, valabilă, oricui și oriunde. Sfântul Macare mergea prin pustie cu ucenicul lui. Și ucenicul a văzut beduinul cum se ruga, care cine știe ce religie avea, oricum era necreștină. Și a început să arunce cu pietre în el. Beduinul fiind un bun arcaș, a șupus săgeata în arc și l-a țintit drept în inimă, l-a căzut jos mort. Macare a văzut faza, s-a dus în genunchi, s-a așezat lângă beduin, a început să roage. Și beduinul a întrebat, cum eu care ți-am omorât ucenicul, tu te rogi cu mine? Da, mă rog la Dumnezeul tău să te ierte pentru mânia care ai avut-o și răul care l-ai făcut. Și ești sigur că Dumnezeul meu mă poate ierta? Nu știu, tu trebuie să vorbești cu El, că e Dumnezeul tău. Eu pot să-ți demonstrez că al meu te iartă. Serios? Păi arată-mi un semn să văd că Dumnezeul tău nu-i supărat. Uite, zice, fă tu peste mort semnul nostru creștinesc și zice așa, Doamne, de ești viu în cer și pe pământ, înviază și pe robul tău acesta dacă m-ai iertat. Și s-a scuturat ucenicul, s-a sculat ca din somn. Și așa s-a întâmplat bătrâne, nimic. Te-a înviat beduinul cu smerenia și rugăciunea lui. Altădată să nu mai jicnești rugăciunea sau credința cuiva. Și a zis beduinul, păi dacă Dumnezeu e tău e atât de bun și comunică așa de repede și așa de iertător, vreau și eu să fiu ca tine. Și l-a botezat. Nu l-a botezat prin convingere, prin blamare, nu l-a botezat prin constrângere, prin explicare. Nu, bă, voi sunteți purcați, voi sunteți întunecați, voi sunteți necurați, voi sunteți diavoli, voi sunteți antichriști. Nu prin versuri de genul ăsta. Simplu. Faceți minuni și minunile devin credință. Trăiți minunile și atunci creștinismul și religia cea adevărată a Dumnezeu triumfă. Retragerea Duhului Sfânt din oameni este tocmai lipsa minunilor din viața bisericii. Cu cât sunt mai rare minunile, cu atât și oamenii sunt mai diluați de Duhul Sfânt. Cu toate că ne împărtășim în fiecare duminică, cu toate că avem acces la spovedanie, la botez, la cununie și la toate celelalte tainele bisericii. Spune, și păcătoșii fac ca voi, iubesc pe cei ce iubesc sau fac bine celor ce le fac bine. Dar ce plată puteți avea din aceasta? E ceva firesc. Mama își grijește copilul, copilul o respectă, tata își grijește soția, soția îl respectă. Deci așa trebuie să vedem lucrurile. Mai departe mai spune că și dacă împrumuți, eu vă zic să nu împrumutați, că în ziua de azi oamenii nu mai au cuvânt. Îi dai bani și nu-i mai vezi niciodată. Uitând cel ce a împrumutat că își duce sărăcia la casa lui. Deci tu când oprești banul nemuncit, praful se alege de munca ta și încercați cei care ați greșit vreodată și ați făcut acest lucru să vă dați seama cât de mult v-ați îmbogățit după ce ați luat chiar și de la bancă, chiar și la prieteni, chiar și la colegi. Toți care ați luat cu împrumut și n-ați dat înapoi, să vedeți care v-au fost câștigurile de după. Asta rămâne în atitudinea conștiințelor noastre. Iată ce vine Hristos și cere nouă în ortodoxie. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă fac rău. Asta e grea. Cu adevărat e grea. Nici cel ce vă vorbește nu cred că este la măsura încă să-l iubească pe vrăjmașul lui, dar asta nu înseamnă că noi nu suntem în perpetuă străduință și în perpetuă rugăciune cu această expresie, Doamne, dă-mi putere să nu urăsc pe nimeni care mi-a făcut rău, Doamne, dă-mi putere să iert pe oricine mi-a făcut rău,
Doamne, mântuiește-l pe oricine mi-a făcut rău. Doamne, dezleagă-l pe oricare ar fi el cel ce mi-a făcut rău. Dar aș face o paranteză. Ferește-l din calea mea ca să nu avem tangență unul cu altul. Adică dacă nu te văd, nu am grija ta. Dacă nu mă vezi, n-ai grija mea. Și în felul acesta suntem în pace. Sfântul Arsenie cel Mare, când s-au dus la el o serie de ucenici, încercau să-l plictisească. Și a zis Sfântul Arsenie,